Salut, sunt Cobalt pentru 3-2-1 Escape și astăzi ne uităm la 3 subiecte. Sezonul 6 în Call of Duty Modern Warfare, competiția caritabilă organizată de Black Eagle România și giveaway-ul 3-2-1 Escape pentru un Battle Pass în sezonul 6. Să începem! Infinity Ward a prezentat în patch notes destul de multe bug fixes și schimbări mici, dar marea majoritate cel mai probabil nu le-ați întâlnit niciodată, așa că ne axăm doar pe ce e important și ce aduce un impact în Warzone, pentru că la urma urmei asta jucăm cel mai mult. Battle Pass-ul în sezonul acesta arată foarte bine. Skin-urile pentru arme și vehicule sunt foarte diferite față de ce eram obișnuiți. Se vede influența Halloween-ului fiind mult mai colorate și merg foarte mult pe specificul acestei sărbători. Skin-urile pentru vehicule merită menționate, de asemenea avem un weapon charm cu Vlad Țepeș la level 97 și terminăm Battle Pass-ul la level 100 cu operatorul Nicolai, un skin pentru una dintre noile arme introduse, care arată absolut genial, și un skin pentru camionul Cargo Truck. În Warzone, cele două mari noutăți sunt metroul introdus în Verdansk și noul mod Armor Royal, care este extrem de amuzant și pe care îl recomand. Ambele topicuri le vom acoperi într-un video separat, pentru că altfel am lungit prea mult lucrurile aici, dar ca idee, în Armor Battle Royal, echipa are un camion care poate fi upgradat și atât timp cât camionul este în viață, toată echipa se poate respawna. Build-urile care par să funcționeze cel mai bine în faza curentă sunt combinații de LMG-uri, PKM, Finn, etc., împreună cu Pila și Joker. De asemenea avem metrou. Diferit față de trenul introdus în sezonul 5, pentru că introduce conceptul de fast travel, practic te teleportezi pe hartă în diverse locații. Rămâne să vedem cât de mult va impacta meta-ul, dar personal mi se pare o adiție foarte interesantă. Aveți grijă că au fost raportate bug-uri în care nu puteai să mai folosești arma odată ce ai folosit metrou. C4 a primit o schimbare mare, acum distanța la care poate fi aruncat este undeva cu 30% mai mică. De asemenea a apărut și un delay la explozie, dar nu este ceva notabil care va impacta gameplay-ul. Și în sfârșit avem nerf la Origin 12, au reușit să facă exact ce trebuie și anume nu au exagerat cu modificările. Au scăzut un pic damage-ul când ești foarte aproape, în așa fel încât să elimine posibilitatea de one-shot kill. Au reușit să-l țină în continuare competitiv și viabil, dar nu overpowered. Practic, singura diferență este că acum de aproape ai nevoie de 2-3 lovituri față de una-două să elimini pe cineva. Și avem două arme noi, care cred că au șanse să intre meta. Asval și SPR-208. Pregătim loadout-urile cele mai bune și le publicăm în curând pe canal, dar din testele inițiale lucrurile arată cam așa. SPR este deschis la level 15 al Battle Pass-ului și pare să fie un car 98 mai bun. În multiplayer are one shot kill dacă îl nimerești în partea de sus al corpului, nu are bullet drop-off, ceea ce înseamnă că va fi un sniper mai bun decât carul, damage-ul pare să fie mai mare, inclusiv față de HDR și de AX50 și de asemenea are un rate of fire mai mare decât car 98. Din testele noastre pare că este noul meta sniper, dar revenim în curând cu toate detaliile. ASVAL este un assault rifle cu un fire rate foarte mare, se aseamănă destul de mult cu M13 când vine vorba de fire rate, are recoil-ul destul de mare și doar 20 de gloanțe care pot fi extinse maxim la 30. Sunt șanse să apară în loadout-uri alături de un sniper rifle, mai ales în duos și solos, poate chiar înlocuind un MP5 sau un MP7, dar având în vedere câte puține gloanțe are, nu cred că o să-l vedem în Warzone foarte des. Trecem la al doilea subiect, prietenii de la Black Eagle România, cea mai mare comunitate de Call of Duty din România, organizează un turneu caritabil pentru Alessia. Alessia este o fetiță care are un diagnostic crunt, pe care nici măcar nu știu să-l pronunț. Este o boală rară pentru care există tratament, însă este cel mai scump tratament medicamentos din lume și costă undeva la 2.1 milioane de dolari. În descrierea videoului am pus detaliile campaniei, cât și link către turnament organizat de Black Eagle. Este o inițiativă extraordinară pe care o susținem cu drag, așa că vă așteptăm în număr cât mai mare sâmbătă când facem live la eveniment atât pe YouTube cât și pe Twitch. Și pentru că vrem să sărbătorim că a început sezonul 6, avem două Battle Pass-uri pentru voi. Sâmbătă, în timpul competiției caritabile pentru Alessia, ne urmăriți pe Twitch sau aici pe YouTube și aveți șanse să câștigați Battle Pass-ul. Pe Twitch-ul aveți host pe Derek, iar aici pe mine deja mă știți. Așa că dacă nu ați apucat, dați un follow și pe Twitch, pentru că pierdeți conținut de calitate. L-a dus, a plecat muzica automat, că era pe Bluetooth și mi-a zis maică-mea, Lucian, închide muzica, știi? I-am băgat satanează în p***. I-am dat muzică, căldura la maxim și vedeam așa cum stătea mașină și zic, țical părinte, da.
Cam atât pentru săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, suntem la început și suportul vostru ne ajută foarte mult. Revenim cu alte videouri detaliate despre loadouts, ce arme mai sunt bune în sezonul 6, cum arată meteo și, bineînțeles, meciuri faine. Eu sunt Cobalt și vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare!